Prieteni, sunt patroana de la Strehaia. Sunt patroana de la Strehaia, sunt în bucătăria lui Leo de la Strehaia. Sunt singură pe aici, ursul e pe afară. Copii, să văd ce fac de mâncare acum. Când am mai gătit de lanteri, el a mâncat pește la sorul mea. Și să văd ce fac acum. Să dăm drumul la gazul. Da. Nu mai venim oamenii mei. Nu știu de ce n-a venit. Ursule, adă și mie clătișoara aia de la mumă ta și o găletuță mică care a băgat apa afară la lin cu ea. O găletuță și clătișoara să fac mâncare. Te rog eu, ia Dumnezeu să de unde o găletuță da Dumnezeu să ne dă? Ea acolo mi-a băgat la lin apă cu ea. Da. Da. Fac niște mâncare de pui. Asta este prieten. Asta, mă. Da, mulțumesc.
Viața mea. Să mă duc la magazin să văd ce iau, să iau ulei, să iau ce trebuie. Am luat o cofeluță, s-o pun să bea cu ea în cetunel. Nu am sare. Nu aveam sare. Da. Am pune o tașion și o tunguriță. Da. Da. Uitați, vizini, am luat și cafeluța să beau. Da. Să pun bine aici, în prasă. Da. $500 pe nimic, prieten. Pe nimic, $500. Să de casă, de casă, de casă. Thank you.
să bea cafea. Așa e, prietenă, m-am făcut la cam târziu. Am făcut baie și am stat în pat. Am luat pastilele. Că e vremea urât afară, e ploaie. Am vorbit cu Marian acolo la Leo. A spus că Leo făcea un loc cu sâcă. Și am văzut prieten că se ia după iegării aia care spun cu Nicula, cu ăștia, nu cred că fi făcut omul așa ceva. Nu cred că făcea om așa ceva. Da. I-a băgat el iegări în cap ca să-l nervează, să se supără, să facă stres. Iegării ăia vorbesc toate modele. Da, iegării. Bârfesc, spun toate prostiile. Și el le crede. Să ia după ei. Da. Oamenii te zăpăcesc, unul spune așa, unul așa, nu trebuie să iei după nimeni. Dar vezi că nici TikTok-urile ăștia nu sunt bune, de acolo se zăpăcește lumea. De pe TikTok-uri. Să ia după tot ce spune și ăla și ăla. N-am mai gătit prieteni de lanter, nimica. Am zis să fac o mâncare de cartofi cu pulpi. Am vorbit cu Olga seară. Merge la Sârivici. Eu zic că stau acolo, ce să-i fac? Nu pot să-i fac nimic acolo, să nu fie după mine. Însă nu sunt mai ceartă cu Bogdan. Eu zic că-i place, acolo o să duce la muncă, s-a învățat, ia bani. Da, acum e și unorul, saluang, oficială, acum e pentru copil.
dau numărul lui Pintea și eu, mi-a dat numărul. Și mai vorbesc să văd ce face și frate sau și toți. Și asta este prieten. Am văzut că tate ce spunea acolo, nu știu că de gripă s-a dus, prinde gripă și ea și copilul și Alin. De unde tot să prinde gripele ăștia de ei? Cum vreau fuduli. Nu ia haine pe ei. Urosi. Calea umbră cu capul gol și operat. Da. Da. Prieteni, nu găsesc un om să-mi facă și mie o sobă de tiracotă, țmineu. Țmineu, acolo în sufragerie. Plătesc cât este, prieteni. Cât o aceri, atât îi plătesc. Înțelegi, prieteni, unde ești? Audeți de un om care știe să facă sobe de tiracotă, să-mi facă țmineu de tiracotă. În sufragerie acolo și îi plătesc. Îi dau banii înainte. Numai să vină să-mi fac. Că aș vrea să bag buturile așa întregi, lemnele, să se vadă focul, să fie frumos. Și ăla face și căldură. Unde să găsesc eu omul ăla care știe să fac? Da. Sunt oameni, dar nu știu de știu care sunt. Că la noi în zona aici nu mai este. Da. Nu mai este în zonă și unde audeți, prieteni, spuneți-i, patroana de la Strahaia dă bani înainte să te duci să-i faci un seminar de ăla de tiracot. Da. Că pui pe ăștia pe curentul și uite, nu miroasa căldură. Curentul e curent, dar focul la sobă e foc. Să fie un seminar de ăla, să ardă focul frumos și să vadă. E minunie ăla. Înțelegeți, prieteni? Da. Am să pun soare aici. Thank you.
ce fac ăștia stratiile de pământ, că nu cine afundă, ce mân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 
A zis, mamă, ce trece ție parcurile alea? E pământ. Să spăr cartofii. Thank you.
6 piți. Mai revenim. Și 6 piți. Am băgat cartofi acolo în mâncare. Am fost afară, am pus niște sare. Am avut niște jamboane acolo în ladă și le-am scos și am băgat sare pe ele. Le-am băgat la saramură. Da, pusei cartofii. De ce n-a venit oamenii, nu știu. Dea spatele, zicea omul. E numărul lor, dar nu știu să-l caut pe telefon. Ca să fac în bucătărie acolo, să vedem ce facem. Cum să facem căldură acolo. De-aia, nu știu unde este un om, că în 2-3 zile, 3-4-5 zile, zi 5 zile, făcea să mionul ăla. Am tiracote, am tot, dacă nu mai cumpăr. Da. Și asta este prieten și cu bune și cu rele. Marți, miercuri, să vină oamenii să termină pe aici, ca să termină odată cu instalația de calorifere, să pună sus la urs și caloriferele alea și rămâne altă dată numai când tragem trifazicul, să punem curent trifazic. Da. Scoală! Dă-i bună ziua! Ești bun la... De ce n-ai mai venit pe la mine? Îți fai lămâie să bei? Da. Ia de apa aia de acolo. Știi ce ăsta? Hai. Știi ce ăsta? Ia de apa aia de acolo. Mamă, e grea. E grea? Și n-ai luat medicamente. De unde ai luat gripa? Dusă bunica ta de la mama sa. Hai? Cine? Cu tata. Nu, bună ziua, nu pot să stau. Nu pot să stai? Mă duc în casă, că mi-e rău. Îți dau lămâie? Hai, dă-mi puțină lămâie. Nu, patru, nu ai mânghe nasul, dar am un medic pe șoamă. Hai? Nu ai mânghe nasul, dar am un medic pe șoamă mânghe. Ce n-a și focul la tine acolo? Ce e, că nu pot tate pe-o. Ce mai făcut? Patronul așa să face limonada. Da, cum, mamă, n-avem blender de ăla, să ne cumpărăm și noi un blender. 3 milioane costă. Cât? 3 milioane. O să uite, mâine iei banii de la YouTube. De unde mâine? Păi suntem pe 23. Pe 22. Mâine suntem pe 23. Luni, marți le luăm. Tu? Da. Tu de ce le iei atunci? Nu știu, bă, eu, Margo. Lasă-mă că sunt supărată. De ce? Grijul, bă, bunicul că nu ia pașă.
Să cumpăr la mâine aminte de acum. Să avem acolo. Zahăr. E zahăr? Da, nu e zahăr. N-avem zahăr. Zahărul a domnul mie, că mi-l pune. Da. Dați să ne parul. Parul șa, patron, nu cu lingura. N-am lingura. Toate iai și lingura și parul la tine, că pe urmă mă umpli de gripă. Da. Să iau paharul și... Păi da, să bea acolo din ele. Eu iau gripa de la voi, dar o iau, mor aici singură. Cum sunt singură aici, bă, Leonardo. Nu mai vine nimeni la mine să dă știi de ușa. Tu nu vii, frate tău nu vine, tată tău nu vine. Cum nu veni, patron? Și eu mă omor de voi de toți. Păi și să iau paharul la mine și... Bea la tine și beai din el tu. Da. Nu, ce las ție. Îl iau gripa. Uite ce ai în tine, vezi ce ți-a adusă bunica ta. De la mamă s-a adusă. De gripele, de alinge toți acolo. Ce e acolo? Nu sunt acolo. Bine alinză, tăia și voi porcul. Ai luat porcul? Nu am, mamă, porc, îl iau mai târziu. Noi îl luăm. Voi luați și-l tăiați-l și-l tăi mai târziu. De ce? Dacă nu îl iau acasă, cu cine să-l tai? Cu noi. Cum să-l tai fără leu? Simplu. Nu e simplu. Gata, patrona, că plecă, îți las limonada aici. Ia-o la tine acasă. Nu, patrona, tu ești nebun. Ia-o, că să bei singură, pe ce vrei tu lapăt, că lămâile sunt scumpe. Câte sunt? Mai scumpe lămâile. Hai, papă, domnule. Nu, ia-ți limina ta, te rog eu. Ia și lingura și tot, hai, să nu cadă. Ia lingura. Nu, ia lingura, ia lingura. Doamne. Și auzi, vii mai târziu să mănânci mâncare de cartofi cu pulpi. Nu mai pot. Ce ai mâncat? Am mâncat de toate. Stai în pat, că e căbirea mea urât. Nu mai umbra și ia pies în cap. Să bea lămâia toată, că-ți face bine. Copilașul, Doamne, v-a nenorocit cu gripa asta. Da. L-a nenorocit prietenul cu gripa. Da. E ploaie afară, a plecat cu oarele alea, m-a mai ridicat de acolo. Mai revenim, prieteni. Și eu așa e, prieteni, să mă dură un pic. S-a curat. Să termin mâncarea aia.
Și asta este, prieteni, e vreme urâtă, iarna. Acum faci treburile ce trebuie, prin casă, prin oraș, când te duci, nu e să stai afară, că-i frig. Cum suntem noi bolnavi, ne cauzează. Leo nu ia fes în cap, unde are cap operat, nu știu, e fudul. Da. Și asta este. Să știu ușa asta, geamul ăsta, mă duc să iau ăla. Bine că s-a învățat acolo, bine așa numai, pe bun de dumnea aici, cu figurul ăsta, prieten. S-a învățat cu ură, cu parte, cu duba. Asta este, prieten. Și asta este, prieten. Orice muiere care n-are 7 ani de acasă, la un bărbat trebuie să-i rabzi, trebuie să-i faci și te lași după el. Ca să faci casă, masă cu el. Nu-i rabzi, nu-i bărbați din ziua de astăzi, sunt geloși pe femei. Nu să stai cu el și pe urmă să umbli prin orață, să vorbești cu unul și cu altul. Nu merge așa ceva, prieteni, orice bărbat este așa ceva. Cum ar fi bărbatul ăla să lasă muierea, fiindcă e cu ea, să se lasă să meargă singură prin oraș, să stă câte o zi întreagă și să nu spună nimica? Nu e așa ceva.
Asta nu e așa ceva, prietenii, bărbați, întreb muierile, unde ai fost muierii, ce ai făcut? Numai care-i motontoi nu întreabă muierea unde a fost, ce faci. Și o lasă să umbră și cu alții, care-i motontoi. Sunt femei bătrâne, prieteni, care lasă bărbați, care ai copii cu el, ai trăit o viață întreagă cu el. Că-l vezi că a îmbătrânit, că mai bea și el, trebuie să-l lași? E tata copiilor. Nu trebuie să-l lași, prieteni, să lasă această femeie, orice femeie. Lasă-l acolo, bărbatul, că-i tatăl copiilor. Că a îmbătrânit și el orice om, îmbătrânește, că mai bea și el de supărări, de stres, că e bătrân. Aia nu-i femeie care lasă bărbatul. Că zice că-i bețivan, că e așa ceva. Înseamnă că se uită după altul. Și nu-i mai place de ăla de acasă. Înțelegeți, prieteni? Dar care sunt părinți și sunt tata copilor, e rușine de copii. Dar nu toate femeile produc așa ceva. Gândesc așa ceva bine. Cu Marița lui Papi, să vorbească Papi cu omul ăla care a zis că face soba de tiracotă, să vine ăla, să-l cheamă, să vină. Și a zis că asta se duce la bunica ei, că taie porci bunica ei. Și se duce acolo. Nu vreau să tai acum porci, prieten, când va fi leu acasă, și de-am și-l tai. Acum o să iau muștru de aia să fac rânză. Mă duc marți să iau și eu de aia să fac rânzele și pârnați. Și când vine leu o săptămână în lantă, atunci iau și eu și tai. Nu tai acum. Acum să tai Alin. Vine Alin, eu am porci și tai și el. Facă la copii acolo, Anca, Tartaboș, Cârnat, să mănânc. E, tai mai târziu. A, întâia de câte, din toți anii, tăia mai devreme el ca toți țiganii. Și băgam sare multă pe el. Dar sunt sătulă de carne de porc, de porc și am avut. Și am și îngăleț, topii de ăla, sunt sătulă. Cum suntem cu leu, când vedem în ochi, mâncăm. Așa facem mai puțin ca să mâncăm când avem poftă numai. De porc. Și asta este prieten. Să
știu să nu fie seama. N-am mai mers la școală, că e răcit, e bolnav. Tu și așa de nu mai poate copii. Cristian se prezintă vremea de afară. Oamenii de ce n-a venit. Prietene, mai vedeți pe alte groburi. Sănătate multă și să ne urmăriți pe alte groburi. Sănătate multă și Crăciun fericit. La toți fanii mei care mă urmăresc. Mă urmăriți, prieteni, că de acum, de luni încolo, de marți, o să facem cea mai filmări frumoase.